ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Conversații cu Enlil, o nouă apariție editorială a lui Victor Plutașu. A fost lansat volumul Taina omului firescul rugăciunii. Elevi și cadre ai SNAP din Târgu Ocna au donat sânge. Joi 23 noiembrie de la ora 17 la filiala Cosânzeană a Bibliotecii din Onești a avut loc lansarea volumului Conversații cu Enlil, ce poartă semnătura lui Victor Plutașu. Profesor dr. Emilia Boghiu a vorbit despre cartea tânărului elev oneștean, despre ce a plăcut, dar și ce a intrigat-o. Provocatoare carte. Știți cum e, când ai niște foarte mulți ani de profesorat, ai tendința, bună sau rea, de a încerca să categorisești și să te întrebi ce să fie. Ce să fie această carte? Să fie roman? Să fie exegeză sau, în fine, un conspect al unor idei din filozofie, din istorie, din literatură? Să fie jurnal? Sigur că, dacă e să mergem pe categorii, s-ar apropia mai mult de jurnal. Altfel, e și declarat lucrul acesta. Dar nu e jurnalul acela la care te aștepți pe zile, pe epoci din viața cuiva, ci este un jurnal de idei. Un jurnal, dacă ar fi numai de idei, poate că nu ne-ar atrage cine știe ce, dar este și un jurnal al trăirilor. Și aș zice, poate cel mai interesant lucru e un jurnal al modului în care poți uneori să trăiești ideile, făcând combinații între toate acestea. Tot așa, cu reflexul persoanei care are inclinații spre narratologie, am fost prima dată, și asta e notița pe care o găsiți în deschiderea cărții și care mi aparține, am găsit ceva interesant și e motivul pentru care m-am implicat în asta. Și anume, citesc și la un moment dat am așa nevoia de a reveni, de a încerca să înțeleg, și anume, în ce timp suntem, cine e vocea care vorbește în carte, că știți dumneavoastră cum e. În momentul în care cartea ajunge să arate așa, autorul e departe, nu mai are legătură foarte puternică. Ea trăiește în sine, are propria existență și, vorba latinilor, habem sua fata liberi, parcă e dictonul, nu? Fiecare carte are soarta ei. Și atunci eu, cititor, din orice epocă aș fi, am dreptul să o judec așa cum cred. În momentul în care eu citesc, cartea mă aparține ca și când aș fi cumpărat un tablou, numai al pictorului, e al meu. Când e cartea mea, atunci îmi pun niște probleme. Și uite așa, ce m-a gândit pe mine și mi s-a părut interesant și aș zice și nou, poate n-am ajuns să citesc eu, că n-am. Cărți în lumea asta sunt extraordinar de multe, dar mie mi s-a părut foarte original și foarte nou felul în care, la un moment dat, sunt combinate niște planuri, pentru că, așa cum ziceam, sunt pagini de exegeză și sunt pagini care par să meargă spre text epic, se înfire pe câte o mică poveste. Deci, de asta m-am ocupat prima dată și asta mi-a atras atenția, așa nume, că vocea care povestește pare a fi, la un moment dat, personaj undeva în Mesopotamia, nu? Sumerianul care îți povestește ce îi se întâmplă acolo, cum se duce la școala de scrip, și la un moment dat în afirmație apare ceva despre globulele albe și roșii. Eu cred că sumerienii nu știau asta, nu făcuse la analiza sângelui, zic, și e foarte bine, deci te aruncă cumva în alt timp. Și chiar la un moment dat zice salutul din vremea aceea. Era, zice vocea care povestește, că nu l-aș numi narator și nici personaj, e o voce care spune, zice, salutul de atunci e mult mai practic ca la noi. Ca
care noi? În ce vreme suntem? În ce epocă? Și deodată am realizat că exact asta poate face deliciul lecturii. Eu n-am mai întâlnit ca povestind la persoana întâi să se producă un decalaj între narator și propriul sine, care e și personaj. Încât personajul e din Mesopotamia și naratorul e din secolul 21. Foarte interesant și foarte frumos și nu m-am înșelat, pentru că la un moment dat revine această situație, din nou avem asemenea combinație, când spune ceva despre sumerianca îndrăgită, minunata sumeriancă, și la un moment dat, nu cred că găsesc acum fragmentul, dar l-am găsit, Doamne, a reușit să mă scoată de biți, aceasta este talentul suprem al sumeriencelor, după cum a spus și Rebreanu. Iar te aruncă într-o altă epocă și iar ești provocat să revizuiești și să înțelegi ce se întâmplă. Mi s-a părut o cheie. O cheie importantă de asimilare și interpretare, pentru că sunt pagini întregi în care afli o grămadă de lucruri foarte exacte și foarte docte, ar zice. Și anume, e prezentată, de pildă, iubirea ca de către un cercetător cu detalii foarte clare, iubirea teoretizată doct, cum ziceam, și zice așa, citez, pentru a identifica cel mai bun tip de iubire trebuie să pornim de la aceste trei tipologii antice principale. Eros, concepția platonică și neoplatonică. Nomos, concepția veterotestamentară, și agape, concepția creștină neotestamentară. De la începuturile erei creștine, aceste trei motive s-au tot intersectat în mediile culturale, religioase și sociale, în cadrul antichității târzii, dând naștere unor sinteze. Și după aceea, zice, de faptul acesta și deodată, începând cine combină și cine vorbește de aceste trei tipuri de iubire, și află o listă foarte lungă, de la Sfântul Clement, cu teologii gnostici, continuând cu Justin Martirul, cu Marcion, cu Tertulian, cu Clement Alexandrinul, cu Origen, cu Irineu din Lem, Mateu din Olim, Grigore din Nisa. Și mai sunt vreo 5-6 nume. Și te întreb în momentul ăla, ce e asta? E exegeză. Dragilor, mie mi se pare că e poem. Și că e un poem foarte fain. Și e un poem pentru că iubirea la un moment dat e prezentată prin emoții. Și e un text superb, e un text extraordinar de frumos, de delicat. Sala s-a dovedit a fi neîncăpătoare în fața numărului mare de participanți, fapt remarcat și de profesor Adina Mitroiu. Foarte încântată și pe jumătate surprinsă că sala e atât de plină. Am mai fost la evenimente, dar n-am văzut-o niciodată atât de ca acum. Dar spun pe jumătate pentru că era cumva de așteptat ca la această lansare de carte să vină atâta lume. O să-mi permiteți să citesc, pentru că nu prea știu să-mi sintetizez ideile și abordarea mea tinde să fie exhaustivă și după capacitatea sintetică a doamnei Bochiu de mai devreme și abordarea didacticistă așa și limpede, foarte limpede, aș fi riscat să provoc o furtună de idei aici în loc să adună câteva idei frumoase despre scrierea lui Victor. Așa, încât am pornit la câteva constatări, și anume că omul contemporan nu prea mai știe și nu mai vrea să stea în cumpănă, să cadă pe gânduri, căci verbele a face și a avea sunt cele care guvernează actualmente existența. Cu atât mai răspăritoare această scriere a unui adolescent, așa cum am numit el un jurnal, jurnalul adolescenței mele, citez, care cuprinde întrebările mele fundamentale referitoare la existență. Ce este viața? Ce facem cu ea? Cine este Dumnezeu? Care este raportul dintre mine și Dumnezeu? Cât de importantă este rațiunea în viață? Ce se întâmplă după moarte? Ce este dragostea? Ce este iubirea? Dragostea este totul? Sunt întrebări care m-au mărcinat multă vreme. În continuare, spune Victor,
În capitolele jurnalului Conversații cu Enril veți descoperi adolescentul din mine. Întrebător, curios, uneori foarte naiv și superficial, zice Victor, eu nu-l cred. Cel puțin aici, nici o secundă. Acest jurnal îmi surprinde multe etape ale vieții pe care și-o cusam printre diverse elemente alogene. Misticismul, studiile de cultură și civilizație, călătorile fundamentale, întâlnirile miraculoase și dragostea. Astfel încât eu, după o lectură în triplă cheie, aș spune, dar tot au mai rămas ceva greșeluțe pe acolo, se pare, am constatat că volumul face posibilă o aparentă și fragilă pace între neostruitul a cerceta, reflexivul a visa, tainicul a simți și vibrantul a rosti, unite într-o paradigma a descoperirii de sine, prin întâlnirea cu experiențe limite ale existenței. Dumnezeu, cosmogoniile, călătoria prin logos, timpul, erosul, iubirea și motive literare universale, cum ar fi viața ca vis, deșertăciunea deșertăciunilor, totul e deșertăciune. 101 elevi și cadre ai Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciar Constantin Brâncoveanu Târgohna au donat viață. În contextul lipsei acute de sânge din sistemul medical, elevii și personalul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Constantin Brâncoveanu din Târgohna s-au alăturat campaniilor de donare de sânge, conștienți de faptul că fiecare picătură de sânge poate face diferența între viață și moarte. Activitatea a fost organizată în colaborare cu Centrul de Transfuzii Bacău și s-a desfășurat în perioada 22-23 noiembrie la sediul școlii și a avut ca scop dezvoltarea spiritului civic în rândul elevilor. La sfârșitul zilei de 23 noiembrie, activitatea s-a concretizat prin implicarea a 101 donatori, elevi și profesori și alți polițiști de penitenciare din cadrul școlii, care au dăruit cu generozitate 45.450 de mililitri de speranță pentru cei aflați într-o situație deosebită pentru care sângele donat ar putea însemna salvarea vieții. Vine 24 noiembrie de la ora 10 la sediul Protopopiatul Ionești a avut loc lansarea volumului Taina omului, firescul rugăciunii, experiența isihastă în mileniul al treilea. Evenimentul s-a bucurat de o largă participare din partea preoților oneșteni, dar și a celor veniți din toate colțurile țării. Seria prezentărilor a fost deschisă chiar de către cel care a coordonat lucrările prezentate în volumul Taina omului, firescul rugăciunii. Este vorba de profesor Dan Mihai Chițoiu. Este un moment și o clipă care nu a trecut de acum 2 ani și în care suntem în continuare. Dar este plinirea unei vremi, a unui răstimp și mai ales o împreună intuiție. Pentru că acest titlu nu a venit întrucât l-am gândit. A venit întrucât a fost o împreună inspirație. Și o împreună inspirație care nu se poate face decât într-un har, într-o putință pe care omul nou are. Și desigur că avem un episcop plin de această putință de a ne inspira, de a duce o anumită intuiție. Și nu pot să spun că este al cuiva acest titlu. Dar este titlul care trebuia să vină. Și să vină pentru că timpurile care vin ne aduc spre altceva. Altceva care este rezultatul felului nostru de a fi ca român în timpurile acestea. Căci firescul este cuvântul pe care limba română îl aduce mereu altfel. Firescul nu este traductibil. Firescul este ceea ce simțim și resimțim. Și firescul în limba română are mai multe feluri de a se pune. Căci se vorbește de firea vremurilor. Se vorbește de firea cuiva, firea unui om. Este în firea lui să facă ceva. Dar este și ceva mai adânc. Bunica mea avea o sintagmă. Pe sine că. Pe sine că. Vedeți? Nu te aștepți să auzi cele mai înalte cuvinte ale gândirii patristice în vorba unui bătrân.
Exista o conștiință a sinelui, a sinelui lucrurilor, a sinelui omului în bătrânii noștri. Oarecum, oare această formidabilă intuiție și inteligență a neamului nostru nu este poate cea mai mare avuție pe care o avem noi și pe care trebuie să recuperăm? Preotul protopop Ioan Bârgăoanu și-a exprimat mulțumirea pentru numărul mare al participanților, dar și pentru că înalt preasfințitul Ioachim Băcăoanul, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a răspuns prezent la eveniment. Recunoștința mea este sinceră față de toți cei prezenți și mulțumesc încă o dată lui Dumnezeu că ne-a vrednicit să readucem în atenție personalitatea și gândirea marelui isihast sau celui mai mare isihast care este considerat Irene Auzer și mă refer la Sfântul Simeon Nou Teolog. Providențial este faptul că nu știam eu că voi face o biserică în cinstea acestui mare sfânt, pentru că nici n-am făcut nimic acolo personal, ci este o ascultare pe care am primit-o de la Părintele nostru Patriarh, atunci când împreună cu Părintele Dragoș Bacrim aici de față, și atât suntem, să spunem, prieteni de ceva ani, din 1995 când ne-am întâlnit, și noi împreună am mers la Părintele Patriarh din 96 și ne-am luat lucrarea de licență, gândindu-ne că Părintele Patriarh, pe atunci înalt preasfințitul mitropolit al Moldovei, ne va îndruma și așa a și făcut-o și mi-a zis acest lucru, băiete, când vei ajunge undeva la o biserică să ridici acestui sfânt un locaj de închinare pentru că nu are. A vrut înalt preasfințitul nostru Ioachim să binecuvinteze acest lucru și am fost scrisă exact pe Evanghelie, chiar cu scrisul unui alt coleg, Părintelui Ciprian Ignat, și acolo se vede clar că această zi este trecută în sufletul nostru și mă refer la faptul că trebuia să fie biserica aceasta și revin la numirea și numele Sfintei Caterina, în momentul în care s-a sfințit biserica la noi. Nu mi-am închipuit niciodată că biserica să aibă hramul Sfintei Caterina, deși eu am stat de mic cu Ecaterina în casă, pentru că mama mea se numește Tinca. Și așa a vrut Dumnezeu ca această bisericuță să fie construită într-un timp repede, să spun, să nu zic record, și în câteva luni de zile s-a terminat și a trebuit să fie sfințită. Câteva mențiuni despre lucrare a făcut și preotul diacon dr. Mihai Iulian Grobnicu, autor al lucrării. Mă bucur să fiu, iată, la un an de zile, lângă dumneavoastră, alături de dumneavoastră, pentru a ne bucura de acest moment al apariției, al lansării acestui volum. Vă mărturisesc că anul trecut când am venit aici, am rămas surprins de titlul sau subtitlul ales pentru acest volum și pentru această conferință. Și am venit cumva cu un gând la început pesimist, să spun. Când am luat cuvântul anul trecut, mi-au trecut prin cap cuvintele, ultimele mărturii, să spun, ale Părintelui Dumitru Stăniloae, care în ultimul interviu mărturisea că regretă cumva că a tradus Filocalia, pentru că Filocalia nu este citită atât de mult decât ce ar fi dorit să fie citită. Iată că la 30 de ani, după ce aceste cuvinte au fost spuse, m-am bucurat să văd un entuziasm atât de mare în rândul, nu doar în rândul monahilor, preoților, ci și în rândul mirenilor, în rândul intelectualilor, în rândul oamenilor care iată, conduc orașe, conduc destine, conduc instituții. Așa că anul acesta, un moment de bucurie la lansarea acestui volum, m-am bucurat să fac parte din echipa coordonatorilor și am spus un da atunci când Părintele Bârgăoanu m-a invitat să lucrez la acest volum.
Inițial, uitându-mă pe titluri, vă mărturisesc că nu vedeam cumva o legătură între toate articolele. Dar știți cum e nevoie de răbdare. Suntem tentați de foarte multe ori în societatea în care trăim să fugim. Vă mărturisesc că de foarte multe ori mi-a trecut prin cap în momentul în care lucram și citeam articolele și vă mulțumesc pentru că v-am simțit pe fiecare dintre dumneavoastră în momentul în care citeam articolul, aveam în față figura dumneavoastră și vă simțeam aproape de mine. La eveniment a luat cuvântul și preotul Alexandru Zamfir, consilier administrativ și purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Încep cuvântul meu prin a vă face o mărturisire. Mă simt copleșit și în egală măsură onorat să fiu astăzi aici și plecând de la cuvântul Părintelui Inspector și continuând cu o parte din cuvântul domnului profesor. Dacă nu pot să fug, aș fi preferat să tac și dacă nu tac, sper să mă lumineze Dumnezeu să spun câte ceva. Fără doar și poate, mi-e greu să mă ridic la înălțimea acestui vis împlinit. Și în timp ce vorbeau cei de dinainte, mă gândeam că avem fiecare dintre noi o chemare, aceea de a fi. Suntem chemați să fim. Dumnezeu ne-a făcut fiecăruia dintre noi, atunci când ne-a oferit darul vieții, invitația, ne-a oferit invitația de a-i fi oaspeți, pentru ca să aducem și noi partea noastră de pace, de adevăr, de iubire, de dreptate, de frumos. Și vă felicit din toată inima pe toți coautorii acestei cărămizi, care vine să se așeze fundament la ceea ce suntem chemați să zidim fiecare dintre noi. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 28 noiembrie, cerul va fi noros, maxima zilei urcă până la valori de 5 grade Celsius, pe alocuri va ploua, iar minima pe timpul nopții scade până la 0 grade Celsius. Miercuri, 29 noiembrie, cerul va fi în cea mai mare parte noros, vom înregistra o maximă pe timpul zilei de 6 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 4 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.